Suntem pe aeroportul din Craiova, unde a avut loc un meeting aviatic. Timp de 2 ore, craiovenii au avut ocazia să admire zboruri spectaculoase și salturi acrobatice de avioane și planoare. Acestea au fost realizate de piloți și parașutiști de la aeroclubul din Bănie. Cum vi s-a părut meetingul aviatic? O alegere din partea organizatorilor extraordinar de interesantă și totodată accentuează, începând cu zilele Craiovei, o manifestare deosebită făcută cu mare ingeniozitate. Se vede că primăria a investit foarte mulți bani în aceste proiecte și spre deliciu populației și a tuturor. Foarte frumos, bine pregătit, băieți nemaipomenit. Ajutat sau avion? Și avionul, și piloții în primul rând, și totul este nemaipomenit. Cum ți s-a părut meeting? Foarte frumos. Ce îți place mai mult, avionul sau parașuta? Parașuta. De ce? E foarte frumos și foarte periculos. A fost super! Ce ți-a plăcut mai mult, parașuta sau avionul? Avionul! Cu ce ai încercat, cu parașuta sau cu avionul? Cu avionul. De ce? Pentru că e super, face acrobații și face multe chestii și desenează multe fulmeni pe cer și nu se mai știu și face zgomotul ăsta. Vedeți formația de 5 extra, acrobație în formație și două solo deosebite de acrobație cu avionul. Vi se pare această inițiativă? Este publicul doritor de astfel de evenimente? Da, ca de fiecare dată publicul gustă asemenea manifestări. Ne bucurăm că primăria ne-a invitat pentru această manifestare. Ca în 2012, de fiecare dată venim cu ceva în plus și sperăm ca această activitate să devină obișnuită și în fiecare an să organizăm o asemenea demonstrație. Este o manifestare organizată de Primăria Municipului Craiova în parteneriat și cu sprijinul Aeroclubului României și cu sprijinul Consiliului Județean. Au fost astăzi aproape 20 de avioane, 28 de piloți și parașutiști și ne-am bucurat de o vreme frumoasă. Ne bucurăm că am venit la Craiova pentru că este o zonă cu tradiție în aviație. Avem și un aeroclub teritorial aici și sperăm că prin acest eveniment am reușit să atragem mai mulți tineri către sporturile aeronautice și nu numai. Este greu de făcut ceea ce faceți dumneavoastră? Este greu să te pregătești înainte să ajungi să poți să faci așa ceva. Toți cei pe care i-ați văzut azi, și parașutiști, și planoriști, și piloții de avioane, au cel puțin 10-15 ani de experiență în spate, au început de mult să se pregătească, au fost selectați. Practic, din 1000 de oameni care trec anual prin mâinile instructorilor noștri, rămân în 10 ani 5-6 sportivi de performanță.